În videoclipul de astăzi vorbim despre ultima actualizare de software pentru Samsung Galaxy S24 Ultra. Este o actualizare importantă, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Ce trebuie să faci este să mergi la setările telefonului. Eu deja am făcut update-ul de software, dar tu ce trebuie să faci, dacă nu ai făcut deja update-ul, este să mergi în setări, să derulezi până jos, apeși pe actualizare de software și alegi descărcare și instalare. După cum am spus, eu am făcut deja acest update, însă tu dacă nu l-ai făcut deja, o să ai această pagină și avem aici versiunea One UI 6.1 și Android 14. Această versiune de actualizare se termină cu AXF la final și are 543 de MB și include un patch de securitate foarte important din 1 iulie pentru a îmbunătăți securitatea telefonului tău. Iar dacă ne uităm puțin mai sus, spune ce conține acest update. Îmbunătățiri de stabilitate a dispozitivului, funcții noi sau îmbunătățite și îmbunătățiri de performanță. După ce o să faci update-ul telefonului, acesta se va restarta și acum hai să arăt partea de securitate. Ok, mergi la setări, derulezi până jos și apeși pe despre telefon. Apoi intri în informații software și la sfârșit apăsați pe nivel de corecție securitate Android. Aceasta vă va duce la site-ul web. Odată ajuns pe acest site, derulăm puțin în jos și ne oprim la Android Security Bulletin și dăm pe Read și faceți click pe Samsung aici, iar aici dacă mergem puțin mai jos iarăși avem SMR Jul 2024, adică Security Maintenance Release pentru luna iulie 2024. Este foarte important să faceți aceste update-uri în mod regulat pentru că vă vor feri de atacuri cibernetice. Dacă derulăm în jos, vei vedea că pentru luna iulie avem de fapt mai multe patch-uri de securitate, dintre care 4 sunt critice și o mulțime alte patch-uri de nivel înalt și nimic de nivel moderat. Iar mai jos, dacă ne uităm, avem incidente de securitate care au permis unor persoane să acceseze interfața de utilizare One UI Home și au permis atacatorilor locali să lanseze activități privilegiate, ceea ce noi nu vrem să se întâmple. Cineva ne-a autorizat să aibă acces la telefonul tău. Iar mai jos avem toate incidentele care au fost remediate. Iar acestea sunt detaliile despre securitatea din acest update. Acum, al doilea lucru pe care vreau să-l verificăm este One UI Home, pentru că doar ce am vorbit despre el. Vrem să ne asigurăm că este cea mai recentă versiune instalată, așa că facem acest gest pe ecranul principal și apăsăm pe setări. Derulăm până în jos și selectăm despre ecranul acasă. Și asigurați-vă că aveți această versiune instalată, care este cea mai recentă la momentul filmării acestui clip și este 15.1.01.5. Și cam asta este tot. Următorul pas, din nou legat de securitate, mergeți la setări, derulați în jos și intrați în securitate și confidențialitate. Apoi apăsați pe actualizări și aici vei vedea actualizările importante pentru menținerea telefonului tău în siguranță. Iar în dreapta avem acea bifă, acele bife verzi, care ne indică faptul că actualizările sunt la zi. Însă ce-ți recomand eu este să intri manual pe fiecare dintre ele și să verifici dacă într-adevăr sunt actualizate. Spre exemplu, la mine actualizarea de sistem Google Play avea bifă verde, iar când am intrat înăuntru, mi-a dat să fac un update nou. După ce faci update-ul, vei fi protejat împotriva oricărei vulnerabilități de securitate din Google Play, despre care se știe la momentul acela. Așa că suntem bine la acest capitol. Încă un lucru pe care trebuie să-l mai facem, dacă nu l-ai făcut deja, este să deschizi Galaxy Store și să te asiguri că toate aplicațiile instalate pe telefon sunt actualizate și sunt la zi. Mergem la meniu, iar aici, în partea de sus, avem actualizări și recomand să le actualizați integral. Iar dacă vreo aplicație are această săgeată sub meniu, poți apăsa pe ea și vei vedea acolo ce noutăți sunt la acel update din acea aplicație. Apropo, poți să vezi că eu am actualizările pe manual. Mulți oameni folosesc actualizările automate și astfel ratează tot ce trebuie să știe despre acel update. Nici măcar nu le văd și cred că nici măcar nu există. Este decizia ta cum vrei să lași update-urile. Pentru asta mergem o pagină înapoi și putem să selectăm setările de aici, iar în al doilea cadran avem actualizarea automată a aplicației. Și aici poți alege niciodată sau poți să lași telefonul să facă automat update-urile. Și mai exact ai două variante. Atunci când ești conectat la rețeaua Wi-Fi și mai este această variantă care permite când ești la Wi-Fi sau când ești pe date mobile. Dacă alegeți să bifați pe niciodată, vei face actualizările manual și în acest fel vei fi la curent cu ce anume se schimbă în aplicațiile pe care le folosești și poți să înveți mai multe despre telefonul tău. Sau poți să le lași pe una dintre cele două variante de actualizări automate și nu trebuie să-ți mai bați capul. Ca să știți din timp, se pare că este în pregătire o altă actualizare care ar trebui să aducă îmbunătățiri pe partea de camere, care va trebui să sosească în scurt timp, probabil că în luna august. Aceasta nu este actualizarea aceea despre camere, este despre securitate, așa că imediat ce va sosi, voi face un videoclip separat despre ea pentru a vă ține la curent. Ok, dacă aveți întrebări, comentarii sau nelămuriri, lăsați-le în rubrica de mai jos și anunțați-mă.
Mulțumesc că ați rămas până la final și ne vedem în următorul.